harul și nădejdea. Și să știți că prin rugăciunea unuia Dumnezeu vindecă pe mulți. Sfântul Serafim de Sarov cu rugăciunea lui ținea toată Rusia. A fost protejată de războaie, de cataclisme pentru rugăciunea Sfântului Serafim de Sarov. Cum spune el, dobândește pacea în inima ta, dobândește credința în sufletul tău și mii de oameni în jurul tău se vor mântui. Iată pe aceștia credincioși care au venit cu credință puternică la Hristos. Erau pătrunși de o dragoste extraordinară față de omul acesta aflat în suferință. Și a avut o nădejde că Hristos sigur va face o minune și va salva pe semnul lor. Iată cum acești oameni, înainte de creștinism, iubiți credincioși, au fost creștini. Iată cum acești oameni au știut să mănâncheze cele trei mari virtuți creștine, credința, nădejdea și dragostea, și au arătat-o acestui om și arătat-o lui Dumnezeu. Înainte ca Sfântul Apostol Pavel să scrie despre aceste trei virtuți, în Epistola I către Corinteni, capitolul 13, versetul 13, acești oameni ar putea să-i numi pe bună dreptate buni samarineni. Buni samarineni dintr-o pericopă evanghelică sub pilda Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să nu credeți, iubiți credincioși, că Dumnezeu prezintă ceva de Evanghelie fără ca noi să luăm aminte, cum spune Părintele Arsenie Boca, cine are minte să ia aminte. Să învățăm, iubiți credincioși, că frumosul exemplu acelor patru prieteni este astăzi de voi mai mult ca oricând să fie urmat. Despre virtutea prieteniei, iubiți credincioși, au scris mulți scriitori antici. Despre ea se vorbește că a fost cultivată și în Vechiul Testament și a dobândit noi valențe în creștinism. Prietenia a arătat-o și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, celor trei apostoli, Iacob, Petru și Ioan. Mereu îi lua cu ei la evenimente speciale și unice în istoria creștinismului și a lumii, pe Tabor și în multe alte locuri, Ghețimani, când Mântuitorul avea sătulă cu lacrimi de sânge. Dar iată că prietenii au arătat și doi ucenici în asupra.